Bună ziua tuturor! Sunt Tarotela, emisiunea Tarotela, prezentarea generală pentru 2021, etalare generală. Încă nu m-am hotărât cum o să fac, dacă fac 333 sau cruce celtică. Oricum, este generală. Și rămâne să vedem alte mesaje generale care vor veni la etalarea pentru Zodia respectivă, din care faceți parte voi sau uh, semnul lunii a lui Venus, dacă vă interesează să adaptați mesajul la partea de dragoste și așa mai departe. Oricum, dragii mei, haideți să începem. Aveți numărul 1, 2 și 3. Eu zic că se văd suficient de bine seturile de cărți. Vă alegeți, vă puneți pauză, vă gândiți. Uh, eu îmi pun cărțile de o parte. De o parte. să le pun? Hmm? Le pun aici. Ok, pun aici. Să fie. Să fie în atmosferă. Asta e numărul 2. Mhm. Uh -huh. yeah. Sper că am loc pe noua mea măsuță. Ok, numărul 1. Am amestecat cărțile. Oh, ați fost dezamăgiți și trebuie să găsiți adevărul, să tăiați karma, iaute. Ați așteptat pe cineva la distanță. Poate cineva v-a manipulat cu magicianul. Este foarte posibil. Ați comunicat, ați sperat. Există și magicianul, există și steaua. Asta să zicem într-o energie a trecutului. Să zicem că, să zicem, așa zic eu, da? Să aveți șansa să transformați, că de fapt, magicianul e un alchimist, să transformați o situație care, la un moment dat, a părut manipulatoare, să o transformați prin credință, prin speranță, prin vindecare, prin eliberarea de karmă de aceste lanțuri. Aveți șansa să transformați această inimă frântă într-o inimă vibrantă, într-o inimă plină de dragoste. Haideți să vedem ce mesaje vin, ce facem, ce facem, ce facem. Cruce celtic. O dată, de două ori, de trei ori. Așa. Etalare generale. Wow, fai Wow! Faetonul! unul central, sunteți deciși, bravo, felicitări, dă mâna, sunteți deciși, sper că sunteți voi, dragii mei, nu altcineva marcat cu marcaj în semnul racului. Dar, este foarte, foarte, posibil să fie și așa, pentru că faetonul reprezintă semnul racului, dar mai presus, uf, ce frigos mi s-a făcut, dar înainte de toate, este central, este inima voastră, care am văzut o frântă mai devreme, este decisă să ia negativul și pozitivul și uite așa, țip, ca să fiți mai determinați, mai hotărâți și fiți hotărâți să vă vindecați, să mergeți către steaua pe care o văzuse mai devreme, da? Să manifestați steaua, să manifestați destinul vostru. Băi, sunteți ce să mai sunteți tari. Dacă asta este în centrul vostru, această hotărâre, să aveți victorie, superb, felicitări. Ce vă provoacă? E, judecata, trebuie să judecați bine, e judgment day. Of, vin niște vremuri grele. Ați trăit niște vremuri grele, cum am exprimat, explicat în etalarea anterioară ce înseamnă judgment, judgment, de două ori, mai oamenilor. 2020. -20. A fost un an greu, teribil, pentru toată lumea. Ce vă provoacă amintirea trecutului, mai ales al lui 2020, pentru că vorbim de o etalare pe 2021, da? O etalare viitoare. Aici este provocarea. Amintirea a ce a fost a lucrurilor pe care trebuie să le lăsați să moară și provocarea este să alegeți, pentru că alegeți între bine și rău, faceți o gândire, nu doar rațională, dar și intuitivă, pentru că este un înger, dragii mei, este un înger, ascultați-vă îngerii, vorbiți cu îngerii, intrați pe altă vibrație ca să ascultați nu doar rațiunea, ci și intuiția, ci și universul, ce vrea de la voi. Pentru că rațiunea unor poate să zică, da, vreau să mă împac cu X, cu Y, da? pentru că judecata înseamnă și împăcare, în dar intuiția spune nu, vreau să renasc și să merg către destinul meu. Rămâne de văzut. Hai să vedem. În trecut, cavalerul de spade. Niște vești neașteptate, în general, cavalerul de spade este destul de negativ, pentru că, fiind semn de aer, vorbește nu tocmai diplomat, e cavaler, e obișnuit să să taie în carne vie dacă este nevoie. Dacă este nevoie. Și bine, varianta sa negativă, deocamdată în cărțile le-am folosit în poziție normală, când vreau să le fac și altfel. Dar, cavalerul de spade. Nevoia de mișcare, de comunicare, poate este cineva cu marcaj în semn de aer, vorbind, zic poate, pentru că e talare generală. Da? Um graba de a comunica. Oricine a avea obiceiul, ori voi ați avut obiceiul de a comunica repede și de a manifesta, pentru că acest cavaler de spade să nu le dea aer și manifestă, nu doar vorbesc, pentru că de fapt vorba, cuvântul, gândul și vorba, și da, și cuvântul, spada care are două tăișuri, da? Acum vă învăț și tarot. Un tăiș este gândul, un tăiș este cuvântul. Cu gândul ne putem tăia, ne putem um, atrage negativitate dacă gândim într-un anume fel nepotrivit. Dacă gândim pozitiv, atragem energie pozitivă. De-a zic, taie și gândul, poate să rănească și gândul, ne rănim cu disperare, cu graba de a manifesta ceva, cu neîncredere, cu multe, da? Și cealaltă spadă este cuvântul, cuvântul care poate să rănească, cuvântul care poate să doboare. Acum că o fi cineva care a comunicat negativ în trecut, rămâne de văzut, poate și voi v-ați manifestat într-un anume fel, hmm, cavalerul de spade nu e cel mai grozav în trecut, la un moment dat. Semn de aer sau cu marcaș puternic, nu neapărat să fie semn de aer, cu marcaș puternic, pe mercur, pe casa a treia a comunicării geme, balanță, vărsător, să zicem. În ultima vreme, o supărare. Dar cineva v-a supărat. E clar, am zis că s-a vorbit una alta. A fost și un triunghi, da? Un triunghi amoros pentru unii, nu pentru toată lumea. Poate au fost prietenii, poate prietenii pe unii v-au influențat și n-ați putut să vedeți această oportunitate, o dragoste, da? Acum, dragostea aceasta este mare. E undeva în trecut. Din cauza unor supărări, V-ați uitat la ea, dar n-ați manifestat-o. Acum simt că sunteți determinați. Rămâne să vedem ce alte cărți mai vin. Ok, ok, hai de la mai repede. O, ce frumos! 8 de bute. Așa, da, comunicare, ce diferență! Măi, stai frumos? Hai! Stai frumos, chiar vrea să alune. Bine, asta sunt și cărți care alunecă. Ce diferență între felul de comunicare al cavalerului de spade și 8 de bâte? 8 de bâte comunică pasional. Sunt săgeți aproape erotice, dacă da? ne gândim la Eros, la Cupidon, dar nu obligatoriu, pot să fie inițier de acțiune, pentru că bătele acționează. Vreți să mergeți mai departe, iar e călătorie, este neocărți care exprimă călătorie. Bine, aici este și dorința de mișcare, dar care se manifestă în funcție de în viitor, adică în 2021, vă doriți să mergeți, să săltați, să vă ridicați până la cer, către nouă. Nouă este casa lui Jupiter, avem Jupiter acum în semn de aer, dar vreți să sperați, asta înseamnă o transformare. Vreți să vă transformați acțiunile și, și energia, pentru că vântul înseamnă foc, energie, în așa fel încât să creșteți deasupra lucrurilor cotidiene. Să crește, să zburați până la nori. Fumos! În prezent aveți putere, în prezent încă, eventual, unii vă mai luptați cu egoul vostru sau cu cineva care a încercat cavalerul de spade, am zis, mai creează discuții și puterea se naște, cum? Testându-ne în situații neplăcute, da? Discuții, tristețe, neîmpliniri, dezamăgiri, cupe goale, goale sau devărsate, în prezent aveți putere. Puterea, am zis, înseamnă și lupta asta dintre golul vostru și creșterea aceasta către, iau re, opt, către transformarea voastră spirituală. E nevoie, 2020 asta a adus. Dar aveți putere în prezent, ați simțiți, pentru că aveți și determinare. Că prin toate lucrurile neplăcute prin care ați trecut, aveți puterea să mergeți mai departe. Și este minunat. Felicitări încă o dată. Trei arcane majore, foarte. De toate sunt puternice. În fine. Hmm. Sfatul, șapte de bute. Șapte de bute, fiți mai precauți. Păziți-vă sufletul, este o ușă între deschisă, aceea e către sufletul vostru, către casa voastră fizică, dar în primul și în primul rând către, către templul vostru interior. Șapte de bute, păziți-vă, Fiți precauți, mai ales acum cu COVID-ul, da, faceți tot ce e necesar uh, pentru a vă proteja, dar fiți precauți, luptați pentru lu pentru bătăliile importante, nu vă consumați pentru că voi vreți victorie, aveți putere. Aici e provocarea, nu vă consumați energia, cum am zis mai devreme, în direcții care nu vă ajută. Asta e sfatul. U, uh, ce frumos! Exterior, bai, câte băte, șase de băte. Exterior. Pentru unii, clar, aveți pe cineva cu marcaj în semn de foc, în mod special leu, dar poate să fie și berbec, poate să fie și săgetător. Marcaj, nu zic obligatoriu, semn că poate are ascendentul, poate are un Marte și un Venus puternic în semne de foc și se manifestă, orice zodie ar fi se manifestă ca un semn de foc. Um, influență exterioară, șase de băte. Moiza! stai cu minte, șase de bute. Cineva care intră, ia uite, intră și va atrage atenția, atrage atenție, Intră victorios, își dorește victorie și atunci începe și voi, să, pentru că inspiră, să vă doriți victorie. Acest personaj atrage atenția, lumea îl vede într-un mod deosebit și inspiră, șase de bute, întotdeauna inspiră. Vedem ce mai este. Dacă pentru unii există și posibilitatea asta, ați avut de-a face cu cineva cu marcaj în semn de foc care a fost mai egoist, pentru că există și varianta asta cu ego da, care este e o luptă a puterilor, care e mai puternic, ego sau ființa divină, da, șase de putere reprezintă și varianta cealaltă negativă a egoistului care influențează și aici este ne împăcăm sau nu ne mai împăcăm sau pur și simplu mergem mai departe posibilitatea aceasta. asta. De ce vă este teamă de cavalerul de cu... de valetul de cupe, pardon? De ce vă este teamă? Că puteți să fiți prea emoționali unii dintre voi cu patru de cupe și, și faetonul. Poate, dacă aveți marcaj în semn de apă, de rac, poate aveți tendința uneori să fiți mai emoționali. Um... Pentru unii dintre voi, unii, alt mesaj, lăsați în spate un semn, cineva cu marcaj sau cineva emoțional, nu zic marcaj, în semn de apă, cineva care v-a întristat, aceleași, aceleași cupe, da? Uh, pentru că sunteți triști sau poate ei sunt triști, da? Aici e în poziția fricilor, nu vreți să manifestați sau uh, credeți că deocamdată manifestarea este puerilă. Ia să mai vedem. Ce vă doriți? Nouă de spade. În primul rând, să renunțați la stres. Cum am zis, am descris mai devreme o situație, da? Să renunțați la stres, că nu vă doriți să fiți la pat, evident, ci nici să fiți înconjurați de gânduri. Aici este, o să clarific, în primul rând, să renunțați la stres. Pentru unii dintre voi, dintre voi se dau și varianta asta, există un semn de aer care a venit în trecut, într-un fel mai neconvențional, Uh, și destul de brusc, care a creat niște, niște vibrații ciudate, și vă gândiți, poate acel semn să sufere și să vi-l doriți să vă um, împăcați sau să. Iar variază de la om la om. O, oh, ce frumos! Ce reușiți să faceți în 2021 9 de monede. Dacă v-ați separat de cineva, sunteți independenți, dragii mei. Mergeți de la 8 către 9 și nu orice fel de 9. Oh, a, uite ce frumos! Super! De la 9 de spade. Vă doriți să lăsați cele 9 spade gânduri și să mergeți către 9 de monede. Ce înseamnă asta? Să fiți preîmpărați și preîmpărătese. Preîmpărătese. Varianta zi preîmpărătese poate să fie și pentru bărbați, pentru că e varianta lui Venus. Venus în grație, în autoritate sau pe cale să-și găsească autoritatea. Ieșiți din colivie, vă doriți o altă colivie frumoasă și nu o colivie în care să aveți ușile închise, o colivie care vă permite să zburați, da? vreți să aveți banii voștri, da? aveți putere să mergeți către acest destin, eventual, eventual, da, ar putea să fie și personajul care vă inspiră, pentru că am zis mai devreme pentru cineva, nu contează zodia, vin vibrațiile, cineva care are multă pasiune, creativitate, atrage atenția, frumos, da, atrage atenția și nouă de monede și inspiră, amândouă inspiră. Foarte posibil să fie același personaj care vine din exterior, posibil cu marcaj ceva, ceva. În semnul leului sau în casa 5 că e casa leului, da? Foarte frumos. Eventual, cineva vă inspiră să deveniți ca ei sau aproape ca ei. Bine, varianta voastră, evident. La capătul setului de cărți, șapte de monede, Așteptare, iau te, în sărăcie, în probleme financiare, în probleme de cuplu, cu cineva, posibil ați avut și un semn de aer, revin la mesajul inițial cu care n-ați comunicat așa cum v-ați fi dorit. Eventual, iau -te, interesant e un saturn aici, saturn în casa a treia comunicării sau pe Mercur, saturn, clar că nu ați comunicat coerent, creativ, emoțional. Dar ați așteptat ați așteptat să ați învățat să să aveți grijă în ce investiți. Să nu mai investiți aiurea în cupe care nu nu au o valoare specială. Hai clarificăm 9 de spade totuși. De ce își dorește 9 de spade? Clarificăm 9 de spade. Numărul 1. Asta? Uh. Pentru unii un capricorn Mare grijă, mare grijă. Mare grijă pentru că aici cineva fuge. Apare și un triunghi amoros, apar și niște obsesii și niște blocaje. Cineva fuge dintr-un... Mare grijă. Dacă vă doriți așa ceva. Poate că vă doriți obsedant. Poate cineva vă dorește. Cineva vă dorește că avem și semn de pământ. Dar, ce să zic... Apare, apare, trebuie să zic. Și asta. Vă doriți obsedant? Pe cineva? Mai clarificăm diavolul ăsta. Ce mama lui? Mama lui de diavol. Ia. Ok. Da, vreți să vă îndepărtați? Asta e, mai, Mamă, Da, ați avut conflicte, clar. E lupta pentru putere iar, șapte de spade. Concurență. Vreți să lăsați în spate acest diavol? Asta e, bine că am clarificat. Poate că unii vreți să călătoriți, o zic și pasta, pe pentru că aveți al treilea, a treia carte care arată călătorie. Dar eu zic, mult mai frumos ar fi să vă analizați bine, pentru că da, apare judecata. Cum vreți să vă manifestați destinul? Revin la mesajul inițial. Cum vreți să vă manifestați autoritatea, starea de preîmpărăteasă, da? Venus în grație, în eleganță. Evident, nu prin obsesii, nu prin griji, toate cărțile arată griji, da? Nu stând în vibrație negativă, aici e judecat, aici trebuie să, ca să puteți merge către destinul vostru. Asta n-am mai folosit-o, în fine, data viitoare. Haideți să vedem un mesaj. Un mesaj. De la îngeri. Hm? Un mesaj de la Înger pentru numărul 1. Oh, ho, ho. oh, ho, ho. Choose love. Alege dragostea! Întotdeauna ai ceva de ales! Ce frumos! Consideră fundația pusă! În momentul în care alegi din dragoste, poți să scrieți fundația. Fundația e o casă aici, aveți o casă și aici, puteți să faceți casă în altă parte... Nu acolo în apele tulburi, nu acolo unde vă îmbolnăviți și stați în energie negativă. Eventual, pentru unii, puteți să faceți casă peste o apă, în altă localitate. Nu, nu obligatoriu, dar pentru unii, nu pentru toată lumea. Dar, cel mai important mesaj, alege dragostea 2 și 1, 3, comunicare. Învățați aici, poate unii trebuie să învățați să comunicați și emoțional, că e în poziția fricilor. Vă e teamă că dacă comunicați emoțional, sunteți prea sensibil, prea vulnerabil. Nu, dragii mei, este o impresie. Așa cum, în artă, se zice că arta, artiștii sunt săraci și așa mai departe. Nu are valoare, da? A, apropo, mi-am deschis un nou canal de artă, vă rog frumos, alăturați-vă și când aveți plăcerea să vă bucurați de altfel de energii, nu doar de aceste cărți, sunteți invitații mei. Și o să atașez în curând la următoarele talări sub video și un cont PayPal pentru cei care vreți să donați acestui canal, care -a plă cărora v-a plăcut, ce ați auzit de-a lungul timpului și vreți să participați într-un fel la creșterea acestui canal. Așa, urmează, urmăriți, fiți pe fază. Deci aceasta e vibrația pentru 2021. Alegeți dragostea, fiți determinați, judecați, gândiți, inspirați-vă, da? Creșteți, transformați-vă. Ca să lăsați în urmă, eu așa zic, lăsați în urmă acest diavol și statul la pat și grijile și mergeți către starea aceasta frumoasă. Pe preîmpărăteasă. Cam atât vă puc. Ok, numărul 2. Ia să-l pun eu în poziție normală. Okay, ok, amestec cărțile, mesajele de la Înger pentru voi. Mesaje generale. Dragii mei, am stabilit că fac etalare în formă de cruce. E interesant că v-ați ales acest gen de cărți. Este luat de curând. Ce aveți aici? În ah, ce poziție l-am pus? L-am pus așa normal? Aveți? 8 de bute. 8 de bute. Comunicare. Comunicare interesant. Comunicare, da? A, vreți să ieșiți? 4, 5. Interesant. E singura carte care a, ieșit, a venit așa invers. Vreți să ieșiți din niște regrete în legătură cu o împărăteasă, cu mama, cu soția copiilor voștri, eventual cu un semn de aer, balanță, pentru că văd un semn de aer la un moment dat, poate să fie și taur, nu contează. Ați plâns, ați așteptat, ați pierdut ceva. Sunt multe variante, dar vreți să mergeți mai departe. 8 de bute, asta înseamnă. Ia să pun acum cărțile în poziție normală. Frumos! Ok. Um, mai amestec? Nu. Mai amestec că sunt amestecate. Tai cărțile. O dată, de două ori, de trei ori. Sunteți ciudați că ați ales aceste cărți. Ok. Facem cruce celtică. Înainte să încep, Uh, vă transmit și vouă, am uh, început un nou canal de artă în care vă invit, uh, sau vă invit, să vă alăturați acestui canal, să vedeți lucruri frumoase, altfel de vibrație decât aici. Așa, voi atașa în curând uh, la următoarele videoclipuri și contul meu de pri Paypal, în care dacă aveți plăcerea să donați, eu sunt foarte bucuroasă, dacă vreți uh, să, oferiți ceva acestui canal, pentru că v-a plăcut ce ați auzit, opa, hopa, dacă știți cum stă camera. Așa eu și uh, foarte bucuroasă să, să, să primesc susținerea voastră. doi. Asta e. Urmează să-l să atașez. Fiți pe fază. Central. Ho, ho, trei de bâte. Trei de bâte. Trei de bâte înseamnă speranță, așteptare, comunicare peste o apă. Dar mai presus de toate, vorbim de ce ar putea să fie, în, ce ar trebui să fie în 2021. Sperați! Că vine norocul și la voi. Sperați că ați așteptat atât. Sperați că vine norocul și la voi. Oh. Eventual simțiți, vedeți în zare niște semne. Ia să vedem ce vă provoacă. Ha, interesant. A venit cărțile? Unele au venit invers. Mie dragulț. Uh, valetul de cupe. Dar a venit invers. Provocarea este. O veste prea emoțională, iar o chestie de comunicare, valeți să uh, comunică. Trei de băte comunică. Uh, niște vești prea emoționale, vale, tu de cupe. Hmm. Faptul că se varsă cu PAC-a venit invers nu e. tocmai uh, încântători. Aici e și provocarea. Să nu fiți nici prea emoțional, nici uh, să fiți în echilibru. Nici să vă faceți speranțe. Valetul de cupe e destul de optimist, visător. Nu visați, aici e provocarea, să nu visați ca vers pe pereți, ci să vedeți în zare Lucrurile practice, adevărate, reale. Pentru unii poate, în central, să aveți pe cineva cu marcaj, marcaj în semn de foc și provocarea să fie cineva cu marcaj în semn de apă sau care are o atitudine extrem de emoțională, uneori prea emoțională. Sau invers, non-emoțională, non-afectivă, anafectivă. O, oh, ho, ho, în trecut turnul. Trăsnet, Moniță. Hai, vină încă. Da, mă, ce-a pățit. Ce-a pățit. Ce-a pățit. Ești bine? Ha. Stai, Moniță. Așa, stai că fac etalare, da? Ha. Stai, Moniță. În trecut aveți turnul. Ce-i bine? În trecut aveți turnul. Vi s-au dărâmat uh, multe construcții. Ascultați etalarea uh, pe care am făcut-o mai devreme, mai cu câteva zile, 2020-2021. Vi s-au răsturnat uh, principii, concepte de viață, o situație neașteptată, cel puțin una, dacă nu mai multe, la baza acestei etalări, acestei cruci pentru 2021. Ați fost trăsniți de multe evenimente, devastați chiar, devastați de niște situații neașteptate. Și totuși sperați, este minunat. În trecutul apropiat, la un moment dat în 2020, a apărut acest cavaler de băte, oh, un aventuros, la care încă sperați eventual. A venit cineva cine, care va, Astăzi îl văd alfe, vedem și cărțile cum se așează. Dar acest cavaler de bâte văd foarte... Bine, evident că e luptător, este curajos, este viteaz. Dar în aceste de cărți, verdele ăsta îmi sugerează că este un inimos, este un om... Și nu vorbesc de zodie ai vorbesc de un om pasional. Ori v-ați regăsi pasiunea în centrul acestei furtuni, v-ați regăsi pasiunea de a lupta, de a vă zbate. Eventual cineva a venit în viața voastră și v-a readus pasiunea, iar poate să varieze și așa. În viitor, doi de În anul care vine trebuie să aveți mare grijă ce planuri vă faceți și ce alegeți, pentru că apare, da, în viitor. Anul care vine, Sperați, am zis, sperați, dar nu fiți nici prea emoțional, nici anafectiv, da? nici extrem de rațional. Da? Sperați și învățați să manifestați ceea ce vreți. Sper că ați mai ascultat despre manifestări, sper să fac și eu despre manifestări. O prezentare. Aveți acest curaj să puneți în practică 2 și 3. Dar trebuie să vă faceți planuri concrete și nu ai concrete gen monede sau semnele de pământ, nu, și creative. Este starea de pre pre -împărat. Știți, în setul clasic e cineva care are în mână un glob. Puteți să vă recreați universul, viața. Dar, aici e mare grijă. Cu multă pasiune și creativitate. Cavalerul de bute extrem de creativ. Bătele sunt foarte creative foarte creative. Eu vorbesc acum de o etalare pe 2021. Nu pot să vorbesc de aventuroși, de chestii de genul ăsta. Poate a fost pentru cineva și un aventuros în viața voastră și trebuie să învățați să decideți. Da, dar eu acum vorbesc despre energia voastră. În, principiu. în prezent, iau te cavalerul de cupe. Hmm, aici este cavalerul de cupe. Pe de-o parte, cavalerul de cupe poate să fie un consilier emoțional, un om de suflet, un om care își cară emoțiile după el, fiecare gest în fiecare moment. Apare și și vale, cavaler. Ar putea să fie același personaj, posibil cineva emoțional în preajma voastră în prezent. Și aici nu știți, iaute, sunt doi cavaleri între cavalerul de bâte și cavalerul de apă. Între o persoană cu multă, multă întrăzneală și un om foarte sensibil. Sunteți între două. Iar apare, iaute, semn de foc, semn de apă, dar nu musai semn, pot să fie energiile cuiva. Și atunci trebuie să alegeți. Trecând peste asta, în prezent, trebuie să vă vindecați de acest turn, de aceste. Zdruncinător prin care ați trecut. Să vă vindecați. Da, aveți pasiune, dar încă mai sunt niște răni emoționale și trebuie vindecate. Ca să puteți alege corect. Sfatul. Oh, uh, superb! Asul te Luați-o de la capăt. Într-o privință. Alegeți corect, ăsta e. Alegeți. Nici foarte emoțional, nici foarte aprind, nici prea... Nu vă aprinde, deci nu vă entuziasmați ca să... Bătele se entuziasmează foarte repede, dar fiți în echilibru, de-aia sunt două. Iar apar băte. E bine. Aveți speranță, aveți o sclipire, aveți idee, manifestați creativitate. Astfel de băte super creativ. Exterior, trei de cupe. O bucurie, prietenii. Mare grijă să nu vă influențeze niște prieteni. Mare grijă la un prieten, aici sunt trei cupe și provocarea a venit un vale de cupe invers. Pe de parte. Exterior vă influențează acest semn de apă sau persoană emoțională din zona prietenilor. Există un prieten, o prietenă care vă emoționează, vă sensibilizează, are așa un fel de a vă atinge, de a vă atinge și. Dacă nu e o persoană, sunt prietenii cu care petreceți eventual prea mult ca valerul de cupe, poate să și. se lasă dus de, de, de val de emoții, de atmosferă. Deci sfatul este puneți în practică, treceți la acțiune, manifestați în, în, forță și în inspirație și uite așa țip ca să vă susțin energia. de ce vă este teamă? De 8 de cupe. Încă vă este teamă că nu vă puteți detașa de un trecut emoțional eventual acest vale de cupe vă poate reprezenta pe voi niște... e ceva e o poveste emoțională, e o situație emoțională, ori un personaj, ori o situație emoțională, destul de neplăcută că a venit invers, valetul de cupe a venit invers um, repet, cineva știe zona prietenilor cu trei de cupe, poate să fie și un triunghi amoros pentru unii, nu pentru toată lumea dar 8 de cupe aici este 8, 8, 8, 8 de cupe Pleacă către nou, către o energie spirituală, se dezvoltă, se transformă emoțional. Încă vă este teamă să transformați emoțional ceva, o poveste, o situație. Voi știți că e talare colectivă. Da. Așteptați pe cineva să se întoarcă, tot sperați, nu v-ați transformat emoțional de o situație. Ca să puteți manifesta de la 1. 1. One. Be the one. Stai, uh, oh, trei de spade. Sunt de sezamăcis, măi. Dar nu vă doriți, o să clarific. Evident că nimeni nu dorește trei de spade. Aici este. În prezent, sperați că veți renunța. E drăguț în setul ăsta de cărți. Aveți două. E drăguț, Chiar îmi place setul ăsta. Că aici, din două spade, una e în sus. Una înseamnă adevărul. Începe să manifestați adevărul. Chiar dacă a durut, chiar dacă v-a deranjat, clar pentru unii a fost un triunghi amoros, alegeți corect pe ce vă doriți. Trei de spade să vă vindicați inimioara. Să vă vindecați inimioara. Din ce motive? Voi știți. A, ce reușiți să faceți? Cât înseamnă 6-7 de asta e? Să fiți precauți, Șapte de monede învățați să așteptați, să nu vă mai aruncați, nici să fiți emoțional, nici să vă aruncați în, în, față. Așteptați momentul de inspirație. Până atunci și ca să vină momentul, alegeți corect. Alegeți corect. Așteptați, aveți de aștepta, trebuie să învățați să fiți precauți, repet, să lucrați în grădina voastră, că asta face șapte de monede. Lucrează în grădina sa. E, te trei, așteptați o colaborare. Frumos. Am pus așa, am vrut să mă uit în zare. Ce reușit să facem în 2021? 7 și cu 30, super, super. Așteptat -o, o, colaborare și posibil spre sfârșitul, la un moment dat, în 2021 sau spre sfârșit. Veți ajunge către 30 de monede, către o stare de stabilitate. Ia uite, începe să o luați de la zero. O luați de la zero, riscați, dar nu e risc. Aveți și temperanță, frumos, frumos. Este un an cu. Vă, Vă transformați, nu doar emoțional, ci și mental și practic. E un, e un an intens. La capătul setului de cărți, valetul de spade. Comunicare, iar. U, justiția. Hmm. O alegere importantă în dragoste. Unii dintre voi v-ați separat de un semn de pământ, a trebuit să alegeți între un semn de pământ și cineva sau un semn de aer. Iar aici variază semnul. Aici avem aer și pământ, aici avem apă și foc. Deci nu mai contează. -l. Ideea este că justiția cu valetul de spade, cineva investigează cum să-și facă dreptate și cum să aleagă corect, cum să-și manifeste stabilitatea. Superb. Doi, cavale, doi regi. Vreți să fiți în autoritate și e minunat, pentru că nu mai puteți să stați în vibrația asta. Hai să-mi clarifici, te rog frumos, trei de cupe. Clarificăm exterior trei de cupe. Nu-s prea multe, sunt trei cărți. Trei de cupe. Niște griji am văzut acolo. Ok. Ia uite, vezi? tot, tot a apărut semn de aer. Regele de aer, regele de spade și trei de cupe. Exterior vă influențează. În, în zona prietenilor aveți un semn de aer pentru unii. Știți ce înseamnă. Gem în balanță sau vărsător. Care vă influențează. Pentru unii s-ar putea chiar să vă fi dezamăgitor. unul, ori altul. Apare trei, de cupe, trei Unul e poate emoțional, altul e prea mental. Aici este jocul. Dar nu e obligatoriu să fie semn de aer. E o comunicare care nu... Mai dăm o carte pentru Regele de Spade. Regele de Spade înseamnă multe, dar. Regele de Spade vă poate sfătui de bine. Hai să vedem, mai dăm o carte pentru acest rege de Spade. Ah, regele de Spade poate să fie și un avocat, că am văzut justiția mai devreme. Uh -huh. ce e asta? Uite, Cavalerul de Spade invers, da. Cavalerul de Spade invers este negativ vorbește dur, nu manifestă anumite lucruri, este impulsiv, extrem de impulsiv, extrem de impulsiv. Ok. Cineva din zona prietenilor sau cu care a fost un ați fost într-un triunghi amoros? Sau poate să vii la job, oriunde, da? Apare un tri, tri, trio. Grigoriu. ce vă doriți? Trei de spade. Clarificăm trei de spade, te rog. Clarificăm trei de spade. Cât e asta? 4, 9 de bute. 9 de bute. Vreți să blocați, da, super. Vreți să blocați persoana care vă dezamăgit. Zizi. Să nu răstorim. Vreți să blocați persoana care vă dezamăgi și să rămâneți în picioare. Să rămâneți în picioare, da? casă puteți spera. Interesant că și aici este central același tip de bătă. Să sperați, să vă manifestați, să alegeți corect și să manifestați aceeași bătă. Da? Să manifestați ceva nou. Vreți să blocați. Poate că există un bloc. Da, blocajele pe care le-am le trăit cu toți în 2020 v-au dezamăgit, v-au adus răni, iar este foarte posibil. Și asta. Tot apare, tot apare acest rege de monede. Uh, marele preot, regele de monede. Semn de pământ pentru unii, dar nu obligatoriu. Un om cu autoritate, dar care va aduce multă bucurie. Multă bucurie. Ia uite, zece. Sperați, spera la o căsătorie, e o căsătorie. Ia uite, zece de, de cupe și zece de monede căsătorie, fericire, stabilitate. Asta vă doriți. Acum vorbesc ce vă doriți. Și s-au oprit aici cărțile. Să blocați oamenii care v-au dezamăgit, da? Să manifestați adevărul, să rămâneți în picioare ca să alegeți corect și să primiți energia și inspirația să manifestați ceva nou și ce vreți, stabilitate, autoritate, principii, trezire spirituală, fericire, o relație uh, și de succes și emoțională, da? Știți că trebuie să faceți sacrificii, să vedeți lucrurile, dar se va schimba energia. Asta e super. Uh, clarificăm și șapte de bă, uh, monede. Și am văzut. Ia, șapte. Doi. Câte? Șase. Vreți să aveți victorie, da? Super. Să aveți victorie! Oarecum, acum sunteți un pic cam indeciși. Va trebui să renunțați la niște secrete care nu v-au adus victorie pe de-o parte, iar apare semn de apă. V-ați pierdut speranța la un moment dat. Și n-ați avut încredere, dar o să vă refaceți o să vă refaceți. Sunt foarte convinsă de asta. Ochidochi, mesaje de la îngeraș pentru numărul 2. Ochidochi, take a chance on love. Și love is all around. Love is all around. Nu știu dacă așa era melodia, dar în fine, era. Dragostea este peste tot în jur, da? Într-adevăr, dar trebuie să alegeți corect. Dați-vă șansa la dragoste, la o nouă dragoste eventual, oamenii care vă inspiră, veți vedea, vom mai vedea alte etalări, deocamdată etalare generală, dați-vă șansa la dragoste, Dra dați-vă șansa interesant să intrați într-un alt portal, da? în care apele nu mai sunt atât de tulburi și dacă sunt, măcar sunteți într-un cuplu care vă susține că am văzut regele de monede, uh, marele preot, soarele, zece de uh, monede, zece de cupe. Vă doriți o relație super trupă, da? Și e normal. Toată lumea dorește așa ceva. O relație puternică. Dragostea este în jurul vostru. Doar, uite ce frumos, frumii, frumii, aveți încredere că lucrurile sunt mai profunde, da? Fiți în prezent și visați la viitor, iubiți ceea ce sunteți și multe alte sfaturi bune, da? Fiecare, cuvânt înseamnă ceva, lucrurile sunt mai profunde. Prin ce ați trecut, ați învățat să. Va trebui să învățați să. Să ce? Să alegeți dragostea. Și să vă uitați în jurul vostru și să alegeți cu grijă. Uitați-vă că vin oportunitățile, dar din toate unele sunt de scurtă durată, altele de lungă durată. De ea trebuie să alegeți cu grijă. Și alegeți ce vă inspiră, ce vă energizează, ce vă dă viață. Da? Dar nu îmi pripă, nu îmi pripă totuși, fiți în prezent, visați la viitor, vindecați-vă, iubește ceea ce e și tot așa. Cam atât deocamdată, vă pup! Ok, acum să amestec numărul 3, vedeți? Amestec cărțile, mesajele de angel, înainte. Înainte un pic, pentru că ne am folosit și la acela număr curățăm cărțile și le mai amestecăm o dată, să fie amestecate. Pentru numărul 3. Numărul 3, vă zic și vouă. Dacă vreți să ieșiți un pic din vibrația asta a tarotului și să vă energizați sau să vă distrageți atenția cu altfel de vibrații, mi-am făcut un canal de artă, vă rog frumos, citiți un video, susțineți-l, sunteți invitați să vedeți și altfel de lucruri, nu doar cărți și etalări de tarot. Pentru că viața înseamnă mult mai mult. În curând o să atașez cu fiecare video, o să atașez și un cont Paypal pe care cine are plăcerea să pe care vă invit să îl folosiți în cazul în care vreți să-mi donați ceva pentru acest canal, vă face plăcere să-mi oferiți ceva din ce vreți voi pentru că va ce ați auzit pe acest canal. Da, Rămâne de văzut sub fiecare video să atașez linkul. Nu știu dacă ați sub acesta, dar sub următoarele, sigur. Sau după acesta peste câteva zile sau mâine sau poimne vedeți voi. Dacă vreți, dacă vă interesează, să mă susțineți într-un fel. Ok, ok, am zis-o și pasta. Ia să vedem la capătul setului de cărți. Numărul 3. Ce s-a oprit la regele de muhuhu? De monede și diavolul, capricorn, taur, poate chiar și rac obsedat de carieră și de bani, nu contează. Ia uite, la distanță, o discuție la distanță. Oh, și totuși, și totuși, și totuși, ia uite, un început care ar putea să aducă bucurie. Ce ar putea să fie asta? Asta e energia anului 2020. Ați sperat un început? Ați sperat că manifestați fericirea la distanță cu cineva, ați vrut să călătoriți, dar a apărut acest diavol. Diavolul care înseamnă foarte multe. Restricții, legături karmice, obsesii, da, apare, apare. Hai să mai vedem. Ia, nu, tăiem cărțile. O dată, le-am amestecat. 2, 3, trei, ori. Ok, ok. Central! Cruce Mua! mai iubește!" Cinci de cupe. Ați plâns după cineva că nu v-ați întâlnit cu ei?" Central, plângeți, nu mai plângeți, dragii mei. Eu am glumit acum ca să vă fac un pic să râdeți. Dar o să clarific. Ce înseamnă cinci de cupe? Hmm. Ar putea să însemne și regrete pentru un triunghi amoros, regrete pentru niște prieteni. Ați pierdut, chiar dacă ați pierdut, dragii mei, pe cineva drag, atunci chiar condolanță și îmi pare rău dacă am făcut o mică glumă. Asta am făcut-o ca să vă scot un pic din stare. Central sunteți supărați. Chiar dacă n-ați pierdut pe cineva, ați pierdut o parte din voi. Ați pierdut o parte din voi. Încă sunteți supărați din multe motive. Ce vă provoacă? O împăratul. Cofi berbe, cofi taur, cofi altă zodie extrem de încăpățânată vă provoacă împăratul. Dar haideți să mai vorbim și despre cu totul altceva. În suflet încă, încă suferiți. Dragii mei, provocarea este să faceți invers. Facem metalare pe 2021. Să schimbați cărțile, să ieșiți din cinci de cupe, să ieșiți, să aruncați regretele și lacrimile, să se ducă pe, ducă pe apa sâmbetii, toate aceste supărări și să manifestați autoritatea voastră, să fiți în autoritate, în echilibru, în stabilitate, să manifestați tot ce este, să vă luați și am toiac, da, și mai dau și cu tuiacul în pământ, da, să manifestați tot ce este mai puternic. Tot ce este mai intens, tot ce este mai frumos, o nouă, o nouă lume, că văd și floricele, da, de ce nu? Uite ce frumos. e prima oară că ne văd. Sunt și floricele pe lângă acest împărat. El sunt spice de greu, abundență, frumusețe și totuși stabilitate. Dar și autoritate. Aici trebuie să fiți în autoritate. Deși central, încă sub, sunteți supărați. Din cauza acestei energii. Cineva încearcă să vă controleze, încerca să vă controleze. Ia, dragii mei, schimbați voi că aveți această putere de manifestare, schimbați voi cărțile. Pentru că oracul. A, ah, și ce filme am văzut uh, zilele astea. Era într-un film în uh, Olympians, parcă, pe Netflix. Era o tipă. De fapt, sunt trei tipe. Oracol. Din care doar una este cea adevărată și la un moment dat spunea diferite chestii. Și era o fază în acel un moment, în acel film foarte interesant pe care eu l-am înțeles de mult. Nu știu voi dacă l-ați înțeles. Oracolul vă dă mesaje cât să le decriptați voi. Aveți puterea să vă manifestați oricând destinul. Nu să vă programați, ci să vă alegeți ce vă programați. Cum am zis mai devreme, dacă sunteți triști, lăsați tristețea, că e ce provocarea și intrați în manifestare. Fiți în echilibru. În trecut. Judecata. Judecata. În trecut. Ați trecut prin lucruri intense. Ați pierdut pe cineva, într-adevăr. Și trebuie să renașteți. Aici este transformarea. Ce frumos. Renașteți din aceste lacrimi din boli, din pierderi, din depresii, renașteți către varianta voastră cea mai bună. Masculină, chiar dacă sunteți femei, trebuie să intrați în acțiune, în autoritate. Judecata, trebuie să renașteți frumos, intens în trecut. Este secolul 20 anul 2020, cum am vorbit și în ultimul videoclip, ascultați-l 20 20 21. În ultima vreme, acesta valet de băte. În ultima vreme a apărut cineva care, sau, da, un mesaj care vă inspiră, să sperăm că e acest mesaj, cineva care vă inspiră, poate cineva mai tânăr, vă inspiră. Valetul de băte e ok, ar trebui să-l clarific în principiu. Semn de foc pentru unii, dar nu obligatoriu, care eventual va ajuta să frenașteți ceva, să sperați. Hm. Valetul de bute. Valetul de bute și o persoană de... Hm. Vedem. O, oh, regere de spade. Aici trebuie să ajungeți voi. În prezent. Uhu! Mai, mai, mai. În prezent, regele de cupe. În prezent sunteți foarte sensibili. Foarte sensibili. Da, evident, poate să fie semn de apă, între cu semn de foc, vă zic, dar aah, totuși n-ar vrea să vorbesc de oameni de genul ăsta și în vi viitor apare un semn de spade. Să zicem, dar voi central trece și peste varianta asta. V-am dat-o, v-am dat-o, dar nu ziceți că nu v-am dat-o. Să rețineți că am vorbit și despre asta poate să fie un copilaș pentru unii în discuție sau un tinerel sau un om mai imatur care va dezamăgit. Dar provocarea este un personaj cu autoritate. Un personaj cu autoritate. Ideea este că acest împărat îi reprezintă pe toți cei patru regi. Aveți deja doi. Haideți să vorbiți despre voi. Dacă voi ieși în această stare de regrete, de emoții, intrați în echilibru emoțional. Vindecați-vă ceacra inimii pentru că manifestarea vine din inimă. Prin cuvânt, prin faptă, da? dar din inimă, din suflet. Altfel nu vine. Trebuie să renașteți în ultima vreme, ați primit o inspirație, un mesaj, ceva, un proiect creativ. Să nu mai vorbim de copii, poate să fie un proiect creativ. Intrați și pe site-ul ăsta de artă, că poate vă inspiră să schimbați energiile. Da? Așa, sunt multe variante, alegeți-vă. Evident că se poate manifesta și în primele luni ale anului acest trecut pentru ca următoarele să se manifeste spre jumătate și sfârșitul anului. Vorbim totuși de anul 2021, chiar dacă e cruce celtică, da? În prezent, vindecați-vă, intrați în echilibru, plutiți un pic la suprafața emoțiilor, nu vă lăsați trași în jos de ocean și de râu și de tot, da? Ridicați-vă deasupra lor și împărtășiți cât este necesar și cu voi și cu cei din jur. Și uite așa, în viitor, ajungeți în autoritate, învățați să comunicați în echilibru cât este necesar, să vă manifestați dreptatea, principiile. Și uite așa, uite așa, faceți ce am zis mai devreme, schimbați cinci de cupe cu împăratul. Wah! Wow! Patru cărți masculine și judecata. Da? Și judecata. Și totuși, dacă le-aș scoate, ar rămâne trei cărți de apă, feminine, emoționale, aici e Scorpion toată ziua, Planete cu Scorpion sau Casa opta. da, ieșiți din regrete, primiți acest proiect ce este, idee, ceva, drăgălaș, creativ, inovativ și începeți și vindecați-vă, pentru că Regele de Cupe e super creativ și el, da, și veți manifesta, într-adevăr, ceva deosebit. Ceva deosebit. Ia să vedem. Sfatul fantastic, Regina de Spade. Pentru unii, într-adevăr, cineva cu marcaj în semn de apă. Cineva cu marcaj în semn de apă. Pentru unii, aveți niște chestiuni legale de discutat. Că o fi divorț, că ori fi acte, că vindeți, că schimbați ceva. Trebuie să o zic și pe asta, da? Vedem cum se mai așează cărțile. Deocamdată nu vă nimic legat de boală, pentru că văd că ați renăscut, ca să zic că ar fi doctor. Poate să fie doctor ca job, dar nu să vă afecteze pe voi. Nu cred, nu cred. Pentru că voi aici vă vindecați emoțional și dacă vă vindecați emoțional, treceți peste multe dezamăgiri. Am zis, comunicați după ce vă vindecați, învățați să comunicați adevărul vostru. Dar aici e faza frumoasă, că la un moment dat următorul stadiu este recere de spade care nu comunică tot timpul comunică când este necesar aveți nevoie să discutați cu cineva repet, chestiuni legale, tribunale poate să fie balanță gemen vărsător pentru unii dar nu zi că vă duceți pentru că a trebuit să clarific foarte mult dar apare în viața voastră pe 2021 însă trecând peste aceste zodii sau cineva cu marcaj acolo că poate nu e zodie de aer dar manifestă aer așa au marcaje în sinastria voastră pe anumite case de aer. Cel mai important este să luați energia cărții și să exprimați corect ce aveți de spus. Să discutați cu cineva și repet niște chestii legale. O, exterior, da? Cineva suferă pentru voi, pentru că. Eu... Cineva suferă din exterior. Posibil suferă un semn de aer. Foarte posibil. Sau ci pur și simplu, o să clarific totuși, cineva suferă pentru, pentru voi, pentru că nu sunteți voi, este exterior. Este exterior. Hm. Își face griji, este obsedat. Da? Pentru că s-a încheiat ceva și cineva încă speră și probabil că a fost imatur, imatur, există și varianta asta. A încercat să se controleze și a creat aceste neplăceri emoționale. N-ați putut manifesta iubirea. Iubirea mea. Ok. De ce vă este teamă? De șapte de băte. Pentru unii un semn de foc de care trebuie să vă apărați. Pentru unii, nu pentru toată lumea. Cineva sau cineva cu marcaș puternic în semn de foc. Există și posibilitatea asta. De ce vă este teamă? Că trebuie să luptați pentru ceva, trebuie să luptați pentru poziția voastră, trebuie să luptați, cum a zis, pentru autoritatea voastră, pentru locușorul vostru, pământul vostru, casa voastră, tronul vostru, jobul vostru. Iar Veți să fiți mai combativi. Aici e în poziția fricilor. Repet, eventual dați în urmă, poate să fie cineva cu marcaj în semn de foc, da? De care vă e teamă că sunt prea bătăioși și vă blochează într-un fel ceva. Ce vă doriți? Luna. Voi vreți să vă manifestați energia feminină, dar se pare că provocarea este să fiți în energie masculină. Rămâne să mai discutăm și să mai comentați. Veți pa, doi regi și un împărat. Trebuie să luați acțiune aici, vă este teamă să acționați. Sunteți, așa v-ați obișnuit să fiți mai sensibili unii dintre voi, fără supărare. Pentru unii, intuiți că e o chestiune secretă, intuiți că e o chestiune secretă, o fi această suferință a cuiva. Intui, simțiți ceva, e luna, e foarte subtilă. Energia maternă, energia feminină, intuitivă, niște secrete. Eventual, doriți să țineți secret ceva, o să clarific. Poate să fie și peștrac scorpion, dacă vreți, că e în prezent, dar în exterior mai apare totuși un semn de aer. În fine. Pentru unii sunteți. În... Ce reușiți să faceți? Ce frumos! Șase de bute. Reușiți să aveți victorie. Reușiți să atrageți atenție. Reușiți să vă creați ceva. Să manifestați șase de bute e și el marte în semn de foc. Sau chiar dacă nu e marte în semn de foc. Este energie masculină. Iar este masculin. Da? Reușiți să aveți victorie. Să creați ceva. Prin ceea ce spuneți. Prin comunicare. Scrisă și Uf, deci aici cred că e mai mult scris așa simt, că e mai mult scris, e ca o, așa o simt, și altă prin comunicare verbală, orală, dar și scrisă, printr-o energie creativă, mai da, așa simt proiecte creative, da? Creativ, creativ, sensibil și reușiți să creați un imperiu, să aveți victoria în ceea ce reușiți să puneți sau ați început deja să puneți în practică, pentru că judecata e mai în trecut acest proiect, această idee, e o idee aici care vine în ultima vreme. Și veți avea victorie. Aute! Vreți să aveți victorie și veți avea victorie într-o relație stabilă. Veți avea autoritate. În cazul, eu zic că așa simt că ar fi bine să vorbim despre voi, simt că veți avea victorie și veți avea autoritate, împăratul și marele preot, dar să ieșiți din starea aceasta de regrete. Mare autoritate văd. Evident că puteți să mergeți către o relație stabilă, tradițională, la la la, un cuplu de puternic, da? Puteți să fiți așa ceva. Puteți să fiți. În trecut, 10 oh, de cupe ați sperat la o pasiune, ați sperat, Uf, dar apărut niște blocaje, iar un turn, o separare, cineva. Ah. A apărut o, o situație. V-ați separat brusc. de a apare judecata. Dar judecata înseamnă că ați renăscut. Sunteți pe calea renașterii. V-ați separa de cineva. V-ați separat. Apar și doi de spade și trăsnetul, De cineva care... cu care ați fi vrut să lucrați. Ori voi, ori ei. Au apărut blocajele. A apărut... Uh, 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 în această perioadă în care a fost blocată povestea, cineva v-a spionat, ia iar apare semn de aer, cineva v-a spionat, chiar dacă nu ați comunicat, și a sperat, a sperat că această pasiune se va manifesta. Cineva tot speră la voi, a sperat tot anul trecut. Anul trecut, îi zic anul trecut, 2020. Pe de o parte și voi a sperat la ei și ei au sperat ceva. Ha. De cupe. Pentru unii Pentru unii dacă aveți Pentru unii Hai să zic și varianta asta Semnul de aer a fost blocat de un semn de foc Față de care a existat Pasiune, dar Și uite așa, faptul că s-a blocat O situație 10 de cupe reprezintă pentru mine un ideal, un vis, o impresie. Dar hai să clarificăm. 9 de spade. De ce este 9 de spade? Energie exterioară. Cine este? Cine suferă? Huh. Cineva își dorește, dar își dorește o relație stabilă cu voi. Am văzut-o mai devreme, da? Își dorește o relație stabilă cu voi. Însă, însă se luptă ori într-un cuplu, ori se luptă într-un cuplu, ori se luptă cu ego-ul lor, că, apare și aici controlul, nu vor să arate că își doresc, nu vor că sunt super orgolioși, da? Au niște principii cam hm, înțepenite, dar există și varianta asta. Co fi semn cu cineva cu marcaj în taur sau cu marcaj în leu fecioară sau marcaj în aer, iar variază, că sunteți mulți. Însă exterior, există o luptă a egoului, da? Luptă a egoului. se vede aici la împărat. Se vede. Exterior e acest personaj. Care nu arată, dar ar vrea. Însă, nu uitați și mesajul în care am vorbit despre voi. Trebuie să fiți voi în autoritate. Clarificăm și Ia uite, au fost amânări. Clarificăm și luna, te rog frumos. Clarificăm luna. Clarificăm luna. Ia uite, cavalerul de cupe. Intuiți că cineva își dorește împăcarea. Că cineva își dorește o comunicare emoțională. Intuiți că există dragoste în preajmă, regele de cupe, valetul de cupe, luna, intuiește și totuși este, este ținută în secret. Însă, anul care vine va aduce victorie. Cu fi cu acest personaj, cu fi cu ce am văzut mai devreme, sau poate cărțile respective se referă la acest personaj, cineva vă iubește. Vreți să vă detașați ce vă doriți, să vă detașați de cupele, de aceste regrete, cum am zis mai devreme, da? De aceste regrete, de cupele goale, de cupele cu pelin, da? Și să mergeți către creșterea voastră emoțională și să alegeți, să vă, oh, să vă întâlniți cu sufletul pereche. Intuiți că e prin preajmă, că trebuie simțiți ce vă doriți. Asta simțiți că vine, simțiți că vibrează, e pe cale, e pe cale, e în aer, plutește. Și va veni. Și visați. Și cu cât visați, ia câte cupe. Cu cât visați, cu atât manifestați. Aia apare balanță, apare iar pasiune pentru unii, iar speranță. Interesant. Rămâne de văzut. Dacă o fi vărsător, dacă o fi balanță pentru unii. Sau pur și simplu, aceste cărți reprezintă energia relației în care intrați. Adică o energie echilibrată, plină de pasiune și de speranță, predestinată. Iar variază. Luați-vă, cum am mai zis, cred că la voi am zis, da? Asta cu mesajul cu oracolul. Decriptați-vă mesajele. Haideți să vedem, drăguții mei, frumoșii mei, mesaje de la îngeri. mesaje. de la îngerași. Vă rugăm mesaj de la îngeraș pentru numărul 3. Demonstrează dragostea află ce este important pentru, cei, ceea ce, pentru cei care iubești, ce acționează conform. Eu o problemă de limbaj emoțional. Unii se manifestă într-un anume fel, demonstrează dragostea. 4 cu 8, cât înseamnă 12, 2 și 1, 3, tot comunicare. Lucrurile sunt mai profunde. Lucrurile sunt mai profunde. O, oh, cineva nu vrea să arate, uite, cineva nu vrea să arate amabilitate am, am și totuși în spate, e interesant cum au venit cărțile, în spate are o mare dragoste. I love you! Da? Trebuie să iertați pe cei care nu se pot exprima, da? Simple acte de amabilitate invers. Cineva nu poate să fie amabil pentru că are impresia că iese din control, da? Că e prea... Mm, sunt multe variante. Dar acțiune vorbesc puternic. Rămâne de văzut cum vor acționa oamenii aceștia. Deci lucrurile mai profunde. Cineva trebuie să demonstreze dragoste și să nu uitați că trebuie să demonstrați dragoste față de voi. Față de voi. Da. Cam atât deocamdată rămâne să vezi la celelalte etalări, la semnul soarelui, al lunii, al lui Venus. Ce mesaje mai primiți pentru 2021? Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și un an Excelent. Excelent. Nu mai bun. Excelent să fie. 2021. Da, știu că va fi totuși cu multe provocări, dar să fim mult mai puternici și în dragoste, da? În dragoste și în autoritate. Pa! Vă îmbrățișez. Numai bine. Sărbători fericite. Crăciun fericit și un revelion minunat. Cât puteți voi să-l faceți de minunat. Pa, pa!